aș dori să aibă, dacă se poate, justiția în România, curaj mai mult să dea de la început decizii definitive, pentru că numai în acest stil eu gândesc că țara noastră, pentru că o consider și a mea că aici m-am născut, nu, se va epura de problemele care le are la ora actuală. Bun, până la urmă, că orice om are dreptul să se apere. Da, dar gândiți-vă că eu am cu domnul Voiculescu acest proces de care l-am eu cu turnătoriile care le-am descoperit de la CNSAS de 7 ani. Și pot să vă spun că eu am primit 7 ani de acasă, dar acești a doua oară 7 ani pe care mi-i oferă mie domnul Voiculescu este puțin cam straniu. Și mâine am procesul în care eu îi cer lui daune morale, după ce el mi-a cerut mie, nu știu de ce, cele 136.000, pentru că l-am descoperit la securitate. Sunt niște lucruri stranii în România. Aș dori să spun că doresc justiția să respecte extraordinar Europa și hotărârile Curții Constituționale și legile europene. Ați văzut, vă amenință francezii că nu veți intra în Schengen. Eu nu vreau asta. Eu vreau o țară așa cum este Germania, cum este Olanda, cum este Austria. Avem dreptul ăsta, că suntem oameni buni și capabili. Vă rog frumos să mă înțelegeți din suflet. Pe de altă parte, acum pentru România. Pentru că pomenați de Europa și de organismele europene, este posibil și are dreptul să facă acest lucru, să candideze Dan Voiculescu pentru un post de europarlamentar. Nu cred eu că se va întâmpla treaba aceasta, pentru că la Bruxelles s-a și discutat. Chiar dacă există asemenea persoane, sunt imediat expulzate. Vă dau un exemplu. Noi am avut alegeri în Germania. Eu sunt la ora actuală în București, la hotel, că mâine am proces, v-am spus. Deci noi am avut alegeri. Sunt partide care au pierdut, de exemplu Partidul Liberal, toată guvernarea acestui partid a demisionat. Partidul Verzilor a pierdut din ce au sperat, au demisionat. Ori la dumneavoastră nu există această cultură a responsabilității. Vi s-a șters din cap, nu la toți. Slavă Domnului, ceilalți au frică. Eu trăiesc, vă spun, pe 21 septembrie am avut 40 de ani de când trăiesc în Germania. Am trăit mai puțin în țara unde m-am născut decât în Germania. Nu pot să spun că e una dintre cele mai fantastice. E o țară dură în care am învățat responsabilitatea. Vreau și dumneavoastră să o primiți pentru că o meritați, să știți. Responsabilitatea asta vă dă demnitate, mă înțelegeți? Pe de altă parte, este dreptul dumnealui să candideze, nu îl interzice nimeni atâta timp cât nu are o decizie definitivă și domnul avocat Mateuț, avocatul lui Dan Voiculescu ne-a explicat acest lucru și să nu uităm, a fost votat pentru că dumnealui a câștigat cu un număr foarte mare de voturi, peste 70% dintre oamenii din colegiul lui l-au votat pentru un nou mandat de senator din partea USL. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Sperăm să nu se țină termenele viitoare iar în 20 de ani, în 30 de ani, pentru că așa ceva nu este normal. Nu? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că asemenea lucruri trebuie repede organizate. Situația nu numai a domnului Voiculescu, foarte multe care am văzut la televizor că le aveți. La noi se rezolvă în maximum un an și jumătate, dar aceste procese aici împinse poate chiar de domnii avocați, nu pot să vă spun altfel, sunt pentru mine o mirare, un perpetuum mobile în justiție, nu se poate. Da, este normal și sper să nu vă mire că luăm în calcul toate variantele posibile, pentru că până la urmă este dreptul lui de a se apăra în celelalte procese pe care le are, de a miza pe celelalte căi de atac, de a candida, pentru că iată, nu este o decizie definitivă. Sigur. Dar vă spun, Europa nu doarme. Țineți minte ce vă spun. Europa doarme. Se crede doar că la noi acolo sunt niște proști care acceptă furturile astea și mafiotismul. Europa nu doarme. A dormit 25 de ani, timp în care oameni ca Dan Voiculescu au pus pumnul în gură
mare majoritatea a românilor profesioniști care făceau meseria, dacă nu cântau așa cum voia el și erau denigrați, erau calomniați pe posturile lui, își pierdeau prestigiul în comunitățile științifice pe unde erau. Pe de altă parte, domnule, practică la fel. Domnule Bruno Ștefan, sunt foarte mulți oameni care îl susțin în continuare. Acesta este adevărul. Aceasta este țara. E, până la urmă trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Știți, eu nu văd lucrurile așa. Eu vreau să vă spun un lucru, scuzați-mă că vă întrerup. Vă rog, doamnă. Pot să spun? Da. Vă rog. Da. În procesul, cele 136.000 daune morale care el mi le cere, eu am cerut desecretizarea totală a dosarelor domnului Voiculescu. Pentru că, să știți, de la domnul Constantinescu încoace s-au secretizat în continuu și noi nu știm, de fapt, cine este domnul Dan Voiculescu. Eu, ca persoană din familia mea, îl cunosc foarte bine. Dar de acum mă implic pentru dumneavoastră, pentru români.